Municipiul Mediaș continuă să pună umărul la salvarea de vieți. Spitalul Municipal, Centrul de Transfuzie Sanguină Sibiu și compania Romgaz organizează o nouă campanie de donare de sânge. Acțiunea se va desfășura sâmbătă, 28 ianuarie, în intervalul orar 9-14, la parterul Policlinicii Mediaș. Centrul de Transfuzie Sanguină Sibiu, în colaborare cu Spitalul Municipal Mediaș și Romgaz, organizează în data de 28 ianuarie, asta va fi sâmbătă, între orele 9 și 14, în holul mare al Policlinicii Mediaș, campania de donare sânge. Programările se fac online. Vor fi acceptate în sub de 70 de donatori în acest interval. Există aplicația Bludu Challenge și la secțiunea campanii, campanie Mediaș, se fac programările. Donatorii, da, să știe că dimineața înainte de donare pot servi un mic dejun ușor, da, un ceai, o cafea, un pahar de lapte, fără grăsimi, da, să fie odihnit, să nu consume alcool înainte de 48 de ore și să nu fumeze înainte de donare și după donare timp de 2 ore. Trebuie să prezinte neapărat cartea de identitate, să fie cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani. Greutatea minimă acceptată este de 50 de kilograme, atât la femei cât și la bărbați. Vor fi probabil și persoane la prima donare și atunci cei care au peste 50 de ani vor trebui să prezinte o adeverință de la medicul de familie care că nu suferă de boli cronice și neuropsihice. Să știe femeile în perioada menstruală și 5 zile după menstruație nu pot dona, da? Deci nu au voie să doneze. La fel și cele însărcinate și încă un an după naștere sau în perioada de alăptare, da? Deci acestea nu au voie să doneze. La fel să nu aibă în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale, tatuaje sau piercing-uri făcute, să nu se trecă la stomatolog în ultimele 7 zile, da? Intervenții stomatologice. Și să nu sufere de TBC, sifilis, malaria, ulcer, diabet zaharat, bol de inimă, epilepsie, bol de piele și miopie cu minus 8 dioptrii. Donarea de sânge și de componente sanguine facilitează o gamă largă de tratamente esențiale care, de multe ori, sunt vitale pentru viața pacienților. Persoanele care doresc să doneze se pot programa și online la secțiunea campanie Mediaș din aplicația Blood O Challenge.